Deșeurile aruncate pe cursurile de apă a județului Neamț sunt o problemă constantă. Motivul principal este nepăsarea, inconștiența și trândăvia localnicilor care nu realizează cât de dăunătoare și inestetice sunt acțiunile lor din acest punct de vedere. Acest fenomen le dă de furcă administrațiilor publice locale, deși ar fi ideal ca într-o țară civilizată aceștia să nu fie nevoiți să curețe după localnicii care comit astfel de gesturi. După o prima evaluare a situației curățeniei pe cursurile de apă din județ, s-a întocmit, ca de altfel în fiecare primăvară, un program de verificare a modului în care se face salubrizarea la nivelul fiecarei unități administrativ-teritoriale din județ în zona cursurilor de apă. Această acțiune este realizată în colaborare cu Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Neamț, în baza ordonanței de guvern numărul 21 din 2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale. Activitatea va fi demarată în data de 1 aprilie 2014 la unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află cursuri de apă ce debușează în lacul Izvorul Muntelui, respectiv orașul Bicaz și comunele Hangu, Ceahlău, Grințieș, Poiana Teiului, urmând a continua în baza unui program convenit cu reprezentanții Comisariatului Județean Neamț ai Gărzii de Mediu, într-o ordine de priorități, la celelalte unități administrativ-teritoriale ale județului Neamț. Sistemul de gospodărire a apelor Neamț, prin formațiile sale de lucru, din Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț și Poiana Teiului execută lucrări de salubrizare pe cursurile de apă în zonele lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și de întreținere a cursurilor de apă prin lucrări de defrișare și de colmatare în vederea crearii condițiilor favorabile de tranzitare a unor eventuale viituri. Astfel, în luna martie, sistemul de gospodărire a apelor Neamț prin formațiile de lucru a demarat acțiunea de igienizare pe cursurile de apă, după cum urmează. Pe malul stâng al râului Bistrița, în zona viaductului Poiana Largului, în comuna Poiana Teiului, pe malul drept al râului Bistrița, la confluența cu pârâul Bolătău, tot în comuna Poiana Teiului, pe pârâul Bolătău, în satul Petru Vodă, comuna Poiana Teiului, pe malul stâng al râului Bistrița, în aval de centrala hidroelectrică Piatra Neamț, în municipiul Piatra Neamț, pe malul stâng al râului Moldova, a munte și aval de podul la DN2, în zona municipiului Roman, și pe râul Neamț, în amonte și în aval de podul la DN15C, în zona orașului Târgu Neamț. La acțiunea de igienizare a cursurilor de apă au participat în data de 21 martie 2014 și elevii școlii gimnaziale Iustin Pârvu și a școlii gimnaziale Petru Vodă din comuna Poiana Teiului. În total a fost colectată cantitatea de circa 3400 de kilograme de deșeuri de tip PET, plastic, cauciuc, hârtie. Deșeurile au fost predate societăților de gestionare a deșeurilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale pe care s-au desfășurat acțiunile de igienizare a cursurilor de apă. În momentul de față avem în Piatra Neamț, pe bază de protocol și colaborare, inclusiv o bună relație cu ceea ce înseamnă presa, cu ceea ce înseamnă poliția locală, poliția municipală, inclusiv jandarmeria, cu rugămintea mai mult sau mai puțin legată de atribuțiunile dumnealor de serviciu, de a ne sprijini în stârpirea acestui fenomen cu care ne confruntăm. Avem de asemenea în monitorizare permanentă împreună cu Apele Române ceea ce înseamnă cursurile de apă. Astăzi am avut chiar o discuție cu cei de la gospodărie comunală, în sensul că le-am cerut să inventarieze împreună cu societatea Bradner, care este firma colectoare de gunoi din Piatra Neamț, tot ce înseamnă contracte încheiate pe persoane fizice și persoane juridice, pentru că în condițiile în care aceste contracte ar fi încheiate la nivel de 100% în Piatra Neamț, cetățenii, dar și agenții economici, pentru că trebuie să recunoaștem că avem probleme inclusiv la acest capitol, în baza acestui contract ar fi obligați sau li s-ar părea logic să utilizeze locurile de depozitare autorizate sau tomberoanele proprii.
Având în vedere buna colaborare a autorităților publice locale, în această primăvară se vor desfășura acțiuni de salubrizare a cursurilor de apă în parteneriat cu cetățenii. Avem mișcarea de primăvară, să-i spunem așa. Noi am inițiat pentru luna aprilie pe ceea ce înseamnă curățenia de primăvară o activitate care se numește Piatra Curată, în care chemăm nu numai la a curăța, a întreține, a ecologiza pe toată aria municipiului, școlile, asociațiile de proprietari, dar inclusiv agenții economici, ONG-uri, orice formă de organizare, indiferent cum ar fi aceasta ca și organizare juridică. În momentul de față avem inclusiv, discutam cu dumneavoastră despre niște cursuri de apă, avem inclusiv aceste zone cuprinse pe zona de ecologizare. Sperăm să dea rezultate această acțiune, ea se întinde la nivelul lunii aprilie, avem prevăzute inclusiv premii, donații, diplome, în așa fel încât să devină un eveniment și sper eu să aibă și caracter de continuitate. Este clar însă că mai avem multe probleme în ceea ce înseamnă, în primul rând, educarea populației și schimbarea unor mentalități, pentru că inclusiv cetățenii tolerează astfel de lucruri care, din păcate, nu numai că înseamnă foarte multă muncă și costuri foarte mari pentru orice administrație, dar înseamnă și afectarea mediului în care trăiesc. Probleme cu gunoaiele aruncate cu nepăsare și ignoranță sunt în câteva locații cheie ale municipiului Piatra Neamț. Zona debarcaderului de pe lacul de acumulare Bâtca Doamnei, Albia Cuieștiului din Dărmănești, în spatele bazarului, și cea mai largă zonă afectată, perimetrul dintre Văreni 1 și Văleni 2, unde s-a format o groapă de gunoi ad hoc pentru localnicii din zonă. În anul 2011 a fost înaintată propunerea către primăria Piatra Neamț din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru ca pe un teren anexat cartierului Văleni să fie înființat un penitenciar pentru infractori. În prezent, pe terenul în cauză, peisajul este deprimant. Printre mormanele de moloz, zac de ani buni, deșeuri menajere, pungi, peturi și chiar leșuri de animale în descompunere. Proiectul, din câte avem noi cunoștință, este în continuare pe masa direcției penitenciarilor. Probabil că, avându-se în vedere stadiul, conceptul inițial, acela de a se construi aceste penitenciare pe parteneriat public-privat, faptul că în momentul de față pe această legislație încă se lucrează, proiectele n-au fost demarate. În ceea ce înseamnă constatarea dumneavoastră, pe care noi o știm de mult și cu care, ca și fenomen, ne batem în primăria Piatra Neamț, că acolo s-au depozitat restul de construcții, dar și gunoaie menajere. Da, avem cunoștință de această situație. Este, de fapt, zona cea mai afectată în momentul de față în ceea ce înseamnă depozitare de gunoi neautorizat în Piatra Neamț. Este un fenomen cu care cred că se confruntă toate primăriile din țară. Să spunem că pe undeva la Piatra Neamț, în momentul de față, sperăm noi, cel puțin din punct de vedere al strategiei, avem toate pârghiile pentru a putea acționa în așa fel încât să-l stopăm și să-l eradicăm. Aici mă refer la faptul că am conceput în această bătălie care trebuie să recunoaștem este permanentă și în care avem și sesizări de la cetățeni, dar și de la Garda de Mediu. O strategie care, cel puțin în accepțiunea mea, este coerentă, pornind de la prevederile în certificatele de urbanism și în autorizațiile de construcție a obligațiilor în sarcinile beneficiarilor acestor autorizări în ceea ce înseamnă deșeurile sau demolările rezultate din construcții, mergându-se până la a solicita proiectanților ca bază a documentației depusă în autorizația de construcție, inclusiv estimarea cantitativă a ceea ce rezultă din respectiva construcție, iar beneficiarului solicităm la încheierea recepției să ne prezinte factura și chitanța prin care a dus către un centru autorizat aceste deșeuri. Am mers pe majorarea amenzilor atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, în ceea ce înseamnă depozitarea în locuri nepermise.
La finele anului 2013 a pus la dispoziția cetățenilor un număr de telefon valabil non-stop, unde se pot face sesizări legate de aruncarea gunoiului la întâmplare. Câte sesizări ați primit? Foarte puține. De ce credeți asta? Foarte puține, pentru că în continuare este ceea ce vă spuneam eu, ce mi-aș dori eu, să ne implicăm toți în ce înseamnă o schimbare de mentalitate. Nu sunt atenți, nu interesează, cel puțin în condițiile în care discutăm de zona orașului, se limitează în a-și păstra un climat propriu pentru viața de familie doar la apartament sau la casa scării. Nu iau în considerare nici implicațiile care sunt, nici costurile de care vă vorbeam pe primărie și nici faptul că dacă acest fenomen noi îl vom tolera la nesfârșit sau nu vom lua toți măsuri, pentru că e clar că trebuie făcut un hăirup comun, vom ajunge la un moment dat să fim depășiți de situație. Riscurile poluării apelor și mediului în general sunt mari, adăugându-se și faptul că arată inestetic atât pentru locuitori cât și pentru turiști. Însă nu se poate spune că instituțiile publice nu și-au asumat rolul de a informa pe această temă și de a lua măsuri. Nu avem decât două alternative. În primul rând, ceea ce ține de educarea populației în acest sens, și această educare, dincolo de programe, de publicitate, de apel direct, de comunicat de presă, de deplasări în teren a celor care au în sarcină acest departament din primărie sau chiar de la firmele care prestează activități legate de curățenia orașului, înseamnă în același timp un regim mai drastic în ceea ce înseamnă aplicarea sancțiunilor. În momentul de față nu vă ascund faptul că încerc să găsesc soluții la nivel de primărie, pe baza pârghilor pe care le avem, de a crea, și exact aici e problema cu soluțiile, pentru că fiind o unitate bugetară sunt problemele care sunt cu angajări, a crea un corp de control pe ceea ce ține curățenia orașului. Deci mi-aș dori chiar pe sistem contractual să avem la dispoziție, să avem permanent în teren cel puțin 20-30 de persoane cu toate împuternicirile și abilitățile date în acest sens pentru a constata, pentru a încheia procese verbale și pentru a aplica amenzi. Această constrângere se pare că este necesară și oricât am dorit noi să păstrăm o bună relație cu toți cetățenii orașului, pentru cei care afectează majoritatea cetățenilor orașului, va trebui să luăm și astfel de măsuri. Sistemul de gospodărire a apelor are în fiecare an o campanie de conștientizare a populației cu privire la riscurile aruncării diverselor tipuri de deșeuri în cursurile de apă. Sunt distribuite afișe, fluturași cu privire la aceste riscuri. Dacă oamenii continuă să polueze mediul în acest ritm, urmările vor fi inevitabile și ireversibile. Natura nu este inamicul speciei umane, ci dimpotrivă. Noi înșiși suntem parte din ea, iar efectele poluării nu vor înceta să apară. Încălzirea globală nu este un mit, ci o realitate. Dereglarea anotimpurilor este evidentă. Seceta, inundațiile, toate acestea sunt repercusiuni ale disrespectului arătat de către oameni în fața naturii, iar aceasta nu va ezita să răspundă.